Salut! Eu sunt Laurențiu și astăzi vă voi prezenta... Stau mai așa. Ok, mersi. Am început bun, nu? Astăzi vă voi prezenta Casa Verde a viitorului. Acum 2 ani de zile am început să caut informații despre despre Paulo. Și m-am bat atât de tare încât pur și simplu... Haideți să facem și noi! Acum 2 ani de zile am început să caut informații despre cum se construiește o casă fără impact atât de mare asupra mediului înconjurător. Și am dat de arhitectul Nader Kalini, care a adus o inovație în domeniul construcțiilor, foarte simplă, dar foarte eficientă. E vorba de super adobe, adică pur și simplu în saci de rafie a pus pământ și i-a compactat. Avantajele acestor construcții sunt următoarele. În momentul unui tremur, rezistă la peste 8,5 grade Richter. În momentul în care un uragan se pornește, casa rămâne pe loc la o viteză vântului de 350 de km pe oră. Alte avantaje: se menține o temperatură în interiorul casei, mult mai ok față de varianta cu 4 pereți. Apropo, sunt curios câte persoane din această sală au... nu le place să stea într-o casă cu unghiuri drepte. Excelent! Mă bucur că nu sunt singur. În continuare, pornind de la aceste idei, am început să experimentez și în 2010 am meșterit în casă acest mini dom, 20 de cm are. Apoi am trecut și în exterior să testez dacă într-adevăr rezistă. Și acest mini dom are doar 60 de cm în diametru și 30 în înălțime. Aici se vede clar că l-am testat. Bă, ce s-a testat. Și nu s-a dărâmat. În schimb, ploaia și-a făcut treaba. De aici am învățat că e foarte important să protejăm acel pământ, să nu fie degradat. Și în continuare am mai adăugat la experimentele mele și am început să fac o construcție mai mare. Construcție mai mare în grădină. Aveam nevoie în fiecare an să îmi fac o poligon. Eu fiind mutat de 2 ani de zile la țară, unde am copilărit la bunici, am început să aplic această variantă de a face o construcție din saci de pământ, fiind și ieftină, o să vedeți imediat, pentru a nu reface an de an acea colibă, având un impact mult mai mic asupra mediului înconjurător, pentru că sunt necesare niște lemne, trebuie să tăiate și puse acolo la colibă, iar muncă foarte mult an de an. Principiul e foarte simplu, se pune pur și simplu pământ în saci. Se poate pune pământ în saci chiar de un copil, cu o gălătușe sau de o femeie, nu e nicio problemă. Chiar e mult mai interesant și mult mai ok să fie făcut într-o echipă, în familie sau între prieteni, cu ajutorul prietenilor, cu o comunitate.
după ce se pun în saci, se leagă sacii normal, partea stângă este o inovație personală, delegarea sacilor. În aici e legarea normală a sacilor, normal, aici e nelegat. După ce am terminat un rând de saci, pur și simplu se compactează sacii respectiv. Compactarea poate fi manuală, exact cum este în acest caz, cu un pac, sau poate fi mecanică, folosind o mașină cu talpă sau combustibil. Sunt mașini care compactează, se folosesc la compactarea fundațiilor. După ce se compactează, pur și simplu, da? După ce se compactează, se pune sârmă ghimpată, cu un rând de sârmă ghimpată, sau două, în funcție de dimensiunile domnului, și se continuă cu operațiunile, iar un rând de saci, până când e gata domnul, sau casa. Aici vedem o colibă peste structură. În mai 2010 m-am oprit din construcție pentru că sacii se degradau cauza ultravioletelor. Am încercat să pun pământ, dar cade jos din cauza vântului. Cea mai bună protecție e rapiditatea și acoperirea lor cu pământ. O să vedeți imediat. În 2010 m-a ajutat tatăl meu să continui cealaltă jumătate în sud, de deasupra. Pe această cale îi mulțumesc. Am terminat domul împreună în doar 5 zile, cu câte 8, între 8 și 10 ore pe zi. Asta înseamnă că dacă eram două persoane de la început, în doar 10 zile terminam domul de construit. Iar eu prima jumătate am făcut-o în timp de 7 săptămâni, între o oră și 3 ore pe zi de muncă. Am continuat să protejez pur și simplu cu polietilenă. Am protejat sacii, exteriorul. Apoi am pus pământ deasupra polietilenei. Jos am făcut o structură mai clasică. Pentru, în partea dreaptă e toaleta. Va fi o toaletă. Partea stângă va fi o magazie de unelte. Există și lumină în interiorul domnului, prin acest cublou. Aici se mai vede un experiment făcut de mine, să văd dacă se încălzește apa la soare. Și, într-adevăr, am descoperit că se încălzește apa de la soare. Dimensiunile mini-domului sunt de 3,5 metri exteriorul, 2,6 metri interiorul și 3 metri înălțime. Înălțimea pereților, doar 45 de centimetri au sacii, urmând dimensiunea pământului, ce a ajuns peste 30 de centimetri, cazul meu. Costul total e de 119 euro. Sunt curios câte persoane din această sală plătesc atâta pe chirie sau mai mult. Ok, mersi. O cărămidă costă doar 1,81 de roni, iar volumul unui sac e de doar 25 de cărămizi, valoarea însumându-se la 46,25 de roni. Față de varianta Super Adobe, adică sacul și cu pământ, care costă doar 1 leu. E puțin sau mult? Comparație. Adică, eu am folosit 180 de saci, de
la această structură. Această structură poate fi folosită ca și o baie sau o bucătărie, dimensiunile ei sunt ok, sau chiar și un dormitor cu pat dublu, de nicio problemă. Valoarea lor e de 12.250 de RON, dacă am fi variantă clasică de cărămidă, sau doar 520 de RON cu superator, cu varianta superator. Costurile finisajelor integrale cred că de la varianta energie proprie cu pământul, care înseamnă zero cheltuieli, până la materiale de pe insula Paștelui, poate? Poate, nu știu. Bănuiesc că e foarte, foarte scump, în primul rând, din cauza transportului de pe insula Paștelui până la noi. Acum să nu mai vorbim de poluarea pe care o are asupra mediului înconjurător. În schimb, eu am ales să pun plasă rabiți, cu ajutorul cuielor, apoi plasă rabiți e aici. Aici este dat un șpriț, nu e acel șpriț clasic cu sifon și fir, de un termen din construcții. Eu lucrez în construcții de peste 18 ani. Acum, cred că înseamnă pentru mine, având 18 ani, înseamnă cum ar fi că sunt liber să fac ce vreau. Poate. A urmat o tencuială peste cel șpriț, iar aici este pur și simplu uscată tencuiala. Urmează finisajul ulterior, în acest an, să termin. Aici este o perspectivă din depărtare a domnului pune în acest acum. Bănuiesc că nu chiar acum e zăpadă, dar e ceva de genul ăsta. Dar cu zăpadă peste. E în județul Vaslui, acolo unde m-am mutat, comuna Bogdănești. Ne apropiem puțin ca să vedem mai bine ce e pe acest domn. Câteva căpșuni am plantat anul trecut, în toamnă. Și pe această cale, în această vară, o să se coacă căpșune. Așa că vă invit la vară să mutăm căpșuni cine dorește. Deci nu... Urmează să-mi fac un dom mai mare, în care voi ține workshop-uri, pentru a învăța persoanele doritoare să-și construiască singuri o locuință de acest tip, având un impact minim asupra mediului înconjurător. Acesta e o imagine din interior. Eu bănuiesc că sunt destul de luminoase, destul de spațioase, destul de moderne în funcție de fiecare persoană ce vrea să pună în interior unei structuri. Și vă mulțumesc!